Ceau, dragilor, sunt Oana de la Savori Urbane și astăzi vă arăt cum se face la Arad, nu numai la Arad, la Pecica sau la Nădlac, celebru salam crud uscat afumat din carne de vită și porc. Aici îi tocmai adus de la afumat, încă moale, trebuie să stea în cămară, atârnat în spice, de-aia are aceste sfori, ca să se usuce și să se matureze. Undeva în primăvară va arăta că ăsta e de anul trecut. Noi îl ținem așa în cămară cam până dă căldura. După aia se poate congela. Dacă aveți șbaiș rece, îl puteți ține până în septembrie, se face și mai uscat de atâta. Uitați aici cum arată feliile din acest salam. Este perfect condimentat. Asta e exact salamul ăla fain care se pune pe pâine cu unt, pită de pecică, dacă se poate. Nu mă pot abține să nu-l gust. E o nebunie. E salamul pe care îl luam cu noi în anii 80 în tabere, în excursii, la mare, când mergeam cu părinții. Mergeam cu salamul de nădlac după noi, în portbagaj. Nu mai vorbim că asta era unealta cu care deschideai ușile instituțiilor pe vremuri, când auzeau ăștia că vii de la Arad cu pită de pește și salam de nădlac, pe spate erau toți. Hai să vedem cum se face această delicatesă locală. Pentru salamul de casă, ca la Arad sau nădlac sau pecica, avem nevoie de un mix de carne de porc și de vită. Noi pe site avem o rețetă din cantități mult mai mari decât o vom face acum, acum am redus-o un pic. Și avem așa, 4 kg de carne de porc, zisă carne de lucru, da? Mai are și ceva grăsime pe aici, deci nu e carne chiar macră. Pe urmă, 1,25 kg, deci 1,250 kg de vită. Da, no, asta e pulpă de vită. La fel, 1,250 kg de slănină. Asta mai are și un pic de carne, dar avem noroc că mai avem aici grăsime. Salamul fără și cârnațul fără grăsime sunt groaznice, ies niște secături. Capitolul condimente. 150 de grame de usturoi, 20 de grame de piper negru, boabe, pe care acum îl vom râșni ca să fie proaspăt măcinat. Pe urmă, 200 de grame de boia, pentru că aici vorbim, suntem pe fâșia de vest, paprika nu e numai condiment, e ingredient. Uite ce fain e, asta e boia, paprika de dorobanți, de țoarad, roșie, aromate, are arome de ardei proaspăt. Ne mai trebuie, bineînțeles, chimen, 90 de grame, uite așa de mult, 90 de grame de chimen, din care vom măcina 60 de grame și 30 de grame îl păstrăm așa cum e, sub formă de semințe. Și ce se mai pune la acest salam, și este un secret pe care măcelarii de aici nu foarte mulți îl știu, hente și bătrânii, da, zahăr. Să știți că și la rețeta arădeană noastră de familie de cârnați, de casă, punem un pic de zahăr. De ce? Dă un luciu foarte fain cărnii maturate în momentul în care tăiem. Când tăiem salamul sau cârnațul, feliile au un luciu deosebit. Și în plus este și un foarte bun conservant. Normal că nu putea lipsi sarea, care e sare grunjoasă, din asta ca pentru murături, 120 de grame la cantitatea de aici. Și acum o să râșnesc piperul, 2 treimi din chimen. O să dau la robot usturoiul și pe urmă trecem la felierea cărnurilor și măcinarea lor. La noi așa se zice, că se macină din italiană, că e carne macinată. Da, le tocăm, cum se zice în restul țării, cu mașina de tocat. Cu mare bucurie descoper că avem niște felii în pachetul ăsta pe care l-am comandat noi de carne de lucru, care au exact forma necesară pentru a fi tocată. Pentru că asta intră foarte ușor în mașină, melcu o preia și nici mai trebuie să apeși de sus. Deci nu o facem cu bulețe, noi așa ceva vrem să obținem. Fâșii, și uite că avem deja câteva. Unde nu avem, ni le facem. Da? Pe lung. Cât mai lungi să fie. Atunci ele strase singure de mecanism. Deci nu cu bulețe. Uite, asta e bună și asta e bună. Mai că n-am ce lucra. Uite, pe asta o tăiem. Așa, ce carne faină are și grăsimiuță, exact cum trebuie. Și pe asta le vom băga toate pe lung, de sus, în mașina de tocat. Uite. Perfect. Deși vita o tăiem la fel, tot așa, în baghete, cât mai lungi. Ca să-mi fie mai ușor, o tai întâi așa. Și asta în două. Nu-i mare lucru. Și la fel. Asta e gata.
îngustă. Bun, și nu a mai rămas partea asta mai grasă. Putem face așa. Așa. Despărți de ăsta cu șoric. Ăsta nu le punem. Ăsta nu se macină bine. Am echipat cu sita cea mai mare mașina de măcinat, de tocat. Mai dăm drumul. Nici nu-l folosesc ăsta. Merge singur. Na? Ce fain, ați văzut că tot timpul am pus alternativ porc, vită, grăsime. Na? Nu punem toată vita de la început ca să fie toată de sub, am vită și aici, am și mai jos. Punem deoparte, o să mutăm în ceva adecvat în care putem frământa. Două chestii am făcut. Aici avem piperul și chimenul, din care am zis că am ținut o treime de chimen semințe. Aici usturoiul, făcut pastă cu sarea. Toată sarea e pusă aici și uite ce pastă groasă e. Și acum noi trebuie să le amestecăm întâi astea uscate. Punem boiaua aici peste chimen și piper și zahărul. Diana a început, după cum se vede, să aranjeze carnea în Vailing, cum se zice la noi la Arad, în lighean. Și acum îi dau amestecare aici cât de cât. De ce? Să nu facă paprika cocoloașe, să fie peste tot zahăr, chimen, piper și așa mai departe. Zi, acum începem să punem, uite așa, totdeauna am pun, niciodată nu turnăm condimentele într-un singur loc, îmi pui acolo. Și când mai e nevoie, îți mai pun. Usturoi nu-ți pun de acum? Să punem și usturoi. Noi să punem și usturoi. Și ce remarcați? Că nu folosim apă. Deci aici e cea mai mare tâmpenie, să pui apă în tocătură pe care tu vrei să o transformi în mezel crud uscat. Nu, e greu de frământat, da, dar nu punem apă. Frământăm până devine o masă cleioasă, brand se numește din limba germană, care stă aproape lipit de mână. Eu știu că e ușor să pui apă și să faci aici o papalașcă. Nu, nu. După aia trebuie să scapi de apa aia. Apa aia îți alterează carnea. Poate duce la fermentarea cârnațului sau a salamului. Deci, chemați bărbații în bucătărie. Asta e treabă de bărbat. Și satul meu, Diana, e să te oprești și să trecem la robot. Că suntem două femei și chiar n-avem de ce să stăm noi să facem asta cu mâna. O să punem în robot în două castroane, jumate într-un, jumate în altul și frământăm 10 minute. Mai adăugăm din condimente și vă arătăm cum facem. Cât aveam încă ligheanul, am pus toate condimentele acolo, ca să nu ne după aia, că nu mai știm cât în fiecare parte. Usturoiul, condimentele, Diana a mai frământat un pic și prima am împărțit în două boluri. Da? Avem aici jumătate de compoziție și încă într-unul. Și acum am echipat cu cârligul ăsta ca pentru aluaturi și cel puțin cât îl lăsăm 10 minute, cam așa, la viteză potrivită. Să fie asemănătoare cu forța umană. E crucială etapa de frământare, nu săriți peste ea. Acum se creează legăturile de miozină, brandul, pasta aia lipicioasă, faină, care ține salamul. Plus că se omogenizează foarte bine cărnurile, fiind trei tipuri, grăsime, carne de porc și vită, și condimentele, și usturoiul, și paprika, și tot. Revenim peste 10 minute. Nici nu au trebuit 10 minute, eu îl văd deja că e gata. 6 minute am lăsat la frământat.
chestia asta, dacă o faci cu mâna, ia zic, cât durează? 30, mâna, cel puțin. Și o oră. Și o oră e când trebuie frământat cu mâna. De ce să nu ne ajutăm? Și noi acum avem doi roboți, că am venit și eu cu a meu de acasă, are și Diana similar, dar dacă nu, așteptați pentru 6 minute, puneți prima tură, scoateți din castron, puneți tura a doua. Și să vă arăt acum ce fain s-a făcut și care e semnul că e gata. Cum arată o pastă de salam corect frământată. Uite așa, scoatem drotul, cum se zice la noi, din germană de la drat. Uite ce fire faine are. Și dacă o iau așa în palmă și pot să iau mai mult, nu așa, îmi stă lipită de palmă. Da? Asta e semnul că e făcut cum trebuie. Uite, asta e semnul că avem o compoziție pentru salam corect frământată. Diana s-a apucat să taie mațele. Sunt mațe sintetice, noi le cumpărăm din piață din Arad, s-a dus din Ungaria. Găsiți și pe internet, căutați mațe pentru salam sintetice, s-a calibru 50, da? Deci înseamnă 50 de milimetri, 5 centimetri diametru. La cât le tai acum? La 45. La 45 de centimetri. De ce? Noi vrem să avem salamul de 40 de centimetri și o să avem pierdere la capete cu legatul, că e ca o bomboană. Sfoară, da? Da, uite și cealaltă compoziție din celălalt robot. La fel. Perfectă. Da? Lipicioasă, de-abia o dau jos de pe mână. Acum când terminăm, ați văzut cum a făcut. Numai la primul folosim centimetru, da? Că după aia ai martor. Ai deja bucata, pui deasupra și tai după ea. Și acum în apă caldă punem mațele pentru salam la înmuiat. Cam cât le lăsăm? 10 minute? Până se înmoaie, că trebuie să vedem. Asta depinde de firma producătoare. Și bineînțeles că în apă caldă merge mai repede treaba decât în rece. Și le lăsăm în pace până se înmoaie, le mai tot învârtim pe aici, alea de jos ajungă sus și invers. Între timp, uite, asta înseamnă înmuiat, da? Așa ca un plastic moale, ca o pungă. Lăsăm acolo și Diana a tăiat, noi cât am zis că sunt vreo 12 rude de salam și înseamnă că trebuie 24 de sfori. La 20 și la 30 și ceva de centimetri. De ce? Că într-un capăt e legat pur și simplu și dincolo e ansa cu care vine atârnat. No, hai să vedem. Înainte de a începe să umplem, trebuie să legăm toate mațele la un capăt. Așa, nod și nodul măcelăresc, așa. Crăcănăm partea aia și legăm așa dublu. Da, și așa facem la toate rudele. Încă unul, sfoară mică iau, da? Și acum suntem în capătul închis. Încă o dată, așa, așa, și acum se vadă clar ce face, desfacem ca un evantai partea de sus, o presăm și încruce peste ea, mai tragem un nod țoapăn. No. Și așa mai departe. Am legat la un capăt mațele pentru salam și acum tehnica e ca și la umplerea tulumbei sau, mă rog, a puștii pistolului sau cum vreți să ziceți. Nu punem așa carne, se fac niște bile. Bine, de aici începem cu scosul aerului, da? Și aruncăm, da? Ca să nu avem aer. Și aici, da? Le batem bine de tot în palme. Și cu forță, a doua. Și așa continuăm cu tot. Scoatem de acum aerul din chiflele astea mari, din chifteloaie. Și acum, ca să trântesc, puteți să întorci spre mine, că n-am poziție altfel. Și-au mers. Nu cu atâta forță cât am în mod normal. Și așa mai departe până umblăm tot. Poate vă întrebați de ce n-am gustat. Știți cum se gustă asta? Pentru că noi știm rețeta de zeci de ani. Se fac chifteluțe pe care le prăjești în tigaie și le deguști. Dacă nu e cazul că noi știm exact câtă sare, cât piper se pune, dar voi, ca să vedeți dacă vă place rețeta noastră, va trebui, înainte de a trece la umplere, să faceți, uite așa, chifteluțe, 2-3, le prăjiți în tigaie într-un pic de ulei sau untură, așteptați să răcorească și atunci le gustați.
Și vedeți, ce mai vreau? Sare? Mai vreau chimen? Mai vreau piper? Și puteți adăuga după gust. Am umplut tulumba și aici pe dudă am dat drumul un pic de tot la carne să fie plină. De ce? Pentru că la cârnați e capătul liber și dacă e aer îți iese prin mați. Cu noi nu legăm cârnațul niciodată, dar aici e legat. Și așa că e bine să începem fără aer. Așa. Și ați văzut că e calibru un pic mai mare la țevușca prin care scoatem salamul, dar nu foarte mare. Și Diana știe ea foarte bine cum se conduce, ca să umple tot și să nu rămână aer în mați. Și hai să și legăm prima rudă de salam. Astea sunt forile un pic mai lungi, că sunt alea cu care o să-l și atârnăm. El va trebui să meargă la uscat, la zvântat în prima fază, la afumat și pe urmă la atârnăm în cămară, la uscat. Na? Ce ziceți, ce faine salamuri am făcut? Acum, bine, asta în final nu ieși 9, pentru că în rețeta de pe site aveam calibru 4,5, la masă acum 5, și anume că sunt mai groase și au ieșit un pic mai puține, dar nu contează, că e perfect. Și uite de ce avem ansele astea, o să le punem pe ștangă. Și acum frumos, în șir de margherite. Înșirăm salamurile rând pe rând, uite aici așa pe masă le pun întâi. Diana își face loc acum în garaj, o să putem salamurile la zvântat, din ele nu curge nimic, nu trebuie scurse, ci zvântate, pentru că poimâine, deci astea 24 de ore trebuie să stea așa, să se zvânte bine de tot membrana, să fie uscată, pentru că altfel nu prinde fumul. Și după 24 de ore mergem cu ele la afumat, la fum rece, intermitent. O să vă las link cu toată povestea despre afumare. Acum important este să aibă spațiu între ele salamurile, în momentul când le aranjăm și așa, să nu stea lipite unele de altele. Nu? Ce ziceți, ce faine? După 24 de ore de zvântat la rece, ca să prindă bine fum, avem cârnațul și salamul. Cârnațul rețeta rădeană, salamul ca la nădlac. Și acum Diana se pregătește de împachetat totul, să mergem la fum. Într-o navetă punem hârtie curată de foc. Se face fum rece, aici nu discutăm de fum cald la mezelurile astea. Link în descriere cum se face afumarea la rece. Atunci o să fie mezelurile ușor de păstrat. Noi cât ținem salamul ăsta? Și un an. În septembrie, octombrie, noiembrie încă avem salam, dar o să vedeți ce fain se usucă, devine tot mai subțire, că pierde apă. Și tăiat felii ultra fine pe pâine cu unt, e o nebunie. Așa pregătim și o să le stratificăm cu hârtie de copt între ele, nu? Da. Așa, să mai luăm o coală, punem deasupra și continuăm cu restul rudelor de salam. Da, am venit să văd ce ne fac minunățire de salamuri care s-l-a afumat. Așa. Uite ce faines. Fum rece. Și acum aici maiușul în spate. Și ce mai avem? Caltaboșii. Hai să vedem cum se prind și pe ăștia. Să-i vedeți de aici. Tobă. Una-i tobă și unu-i caltaboș. Hai să dăm lumină. Așa. Să se vadă mai bine. No, pe ăștia azi scoatem labărul, adică maiușul și caltaboșii vin acasă. Și între timp, uite aici cum stau cărnurile. Ăsta mai au de stat niște zile. Uite kaiserul. Uite aici. Cefele, cotletele, mușchiuleții legați doi câte doi. Ăstea au de stat încă la fum. Cel puțin patru fumuri. Le dau Diana, să-și ciolănele lui Diana. Uite aici, cotletele mari. O minunăție. Așa. De aici ce frumusețe.
Superbe. Acum le aducem din magazin unde au stat la aerisit. Pentru că între fumuri le putem lăsa și în afumătoare, dar ei când le ducem la aerisit ploaie și nu merg separat. Na, uite cârnații noștri cei faini, care merg iar la fum. Că nu numai un fum le dăm. Îi punem în fața la salamuri. Și la fiecare tură întoarcem, că vine fumul din spate, încă o dată ștanga cu față, o dată cu alta. Na, gata. Acum în față la cârnați, vine o tură de cărneturi. O, ce fain este. Cu Kaiser, cu tot. Și alea cu vin. Opa. Și ultima ștangă de cărneturi. În spate cărnații, salamurile și cărnuri. Acum o să le dea fum rece, fum iar aerisire și tot așa. Uite aici pe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ștânge aici. Stai să vă poate reprinde jos când să le vedeți. Cam asta e afumătoarea de arat. Aici sunt pentru două sau trei familiste să vedem ceva aici. Da? Imediat vine fumul rece peste ele. Și o să vă arăt cum o fi la final. Aici afară se face focul, care se va transforma, bineînțeles, în jar din succele. Și așteptăm. Și când o fi jar, de-abia atunci se mută în soba aia de unde pornește burlanul, de unde se va răci fumul și va ajunge în afumătoare. Și acum vine jar, da? Vedeți că e jar. Și se bagă în sobă. Aia ce e acolo, rumegușul, ce ai pus? Da. Și acum se închide și trebuie să mocnească încet. Să facă fum gros, care se va răci până ajunge la afumătoare. Aha, că deja vine fumul. Oh, ce fain. Te vezi de acolo din spate? Pe gaura aia de jos, tine. Excelent. Uite ce fum. Încet, rece, mocnit. No, dragilor, mezeluri, ne vom vedea în alte zile. Dragilor, am adus salamul de la afumătoare. V-am arătat imagini cu el la afumat. Are nevoie cam de 4-5 fumuri, depinde de vremea de afară, în sensul dacă e uscată sau umedă. Dacă plouă sau, mă rog, ar fi bine să ningă, să fie mult mai frig. Dacă e vreme umedă, prindă mai greu fumul și atunci trebuie să-l mai prelungim cu o zi iar răzvântat și iar afumat. În faza asta, el trebuie să meargă în cămară, să stea atârnat, în șpaies, la loc răcoros, luni de zile. Noi îl ținem de obicei așa până în primăvară, manara se încălzește destul de repede vremea. Ideea e când dă căldura, până atunci el se va matura și o să fie ceva de genul ăsta și atunci poate fi congelat. Dacă aveți cămară foarte răcoroasă, îl puteți ține și până în toamnă. Ăsta este celebru salam, care era valută forte în anii 80, pe care îl luam cu noi în tabere, în excursie, era chiar mai uscat de atâta, cu care plecam portbagaj părinții mei când mergeam la mare, ca să știm că avem ceva bun de mâncare. Salamul de nădlac și pita de pecica. Era valută forte pe la ministerele din București și în alte zone. Și o să vă arăt cum se mănâncă. Se taie felii ultra subțiri. Uite așa. Și pe urmă ne facem pâine cu unt, cu pită faină de casă, cu unt. Uite ce ușor îi se dă jos membrana. Și îl mâncam cu mare poftă. Uite, ești fain. Toate aromele. Are exact cât trebuie și usturoi, și paprică, și chimen, mixul de cărnuri, faptul că e vită porc, o nebunie. Dragilor, încercați și voi rețeta noastră. Ne ziceți cum v-a ieșit. Ea pe blog e publicată de mult, de prin 2014-15. Acum aveți și varianta video. Nu uitați să vă abonați
ca să vedeți mai multe rețete noi, video de la noi și să povestiți de savori urbane și prietenilor și cunoștințelor voastre. Vă pup, să ne vedem cu bine la următoarea rețetă.